ziua. Stimați consilieri, suntem suficienți pentru a putea începe ședința. De pe data de 13 iunie 2019. 31 iunie. Să supunem la vot procesul verbal de ședința anterioară, dacă l-ați studiat și dacă sunteți de acord cu el. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Nu am fost la ședință. Nu am fost la ședință. Deci avem o abținere, am dat la de la. Pe ordinea de zi, avem o suplimentare la toate punctele care le avem. E vorba despre proiectul privind pugul, prelungirea pugului, că ne expiră și dacă noi facem prelungirea prin hotărâre de consiliu local... Dar problema cu comisia nu va... parcurs acest proiect. A fost după, a venit după o, deci din partea Consiliului Județean, a venit după și vreau să vă spun că dacă nu prelungim, nu mai putem emite niciun document. E bine, dar Consiliul Județean trebuie să trimitem măcar să avem 3-4 zile înainte să dezbatem și să vedem despre ce e vorba. Vă explicăm despre ce e vorba. Haideți să-l introducem, fără aprobarea comisiei, nu se poate putem să așa scrie legea. Păi dacă puteți dumneavoastră băga să legea, așa scrie fără aprobarea comisiei. Păi atunci putem lua o pauză de 5 minute să discute comisia? Comisia discută înaintea ședinței, nu în timpul ședinței. Domnul consilier, vă rog frumos să înțelegeți. A fost vorba de o urgență. Grupul care l-ați aprobat în 2009 expiră pe data de 7 august. Fără prelungirea acestui pug, nu va mai putea da avize pentru certificatul de urbanism. Ce termen a dat? Când a dat Consiliul Județean? Deci pe 7 august... Consiliul Județean doar ne-a trimis notificare să avem grijă că expiră peste 7 zile. Dacă nu facem proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității, nu vom mai putea emite avize pentru certificate de urbanism. Și noi n-am știut că se expiră în termen de 7 zile. Nu, mi-a scăpat. A scăpat? Atunci a dat drumul la proiecte. O să lăsăm la ultima. Lasă-mi și înainte de diverse, dacă sunteți de acord. Îl introducem pe ordinea de zi. Da, introduce și lăsăm înainte de diverse și vedem. Deci sunteți de acord și îl introducem pe ordinea de zi. La vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci supune la vot ordinea de zi. O aveți în față cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Doamna Dana? Nu, e de acord și doamna. Sunt de acord. Dau citire ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL-ului numărul 24 din 25-6-2019 privind constituirea comisiilor de specialitate al Consiliului Local, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget. Proiectul de... Deci puteți să citiți prevederea mea, citiți și după cum puneți la vot și... Da, citim de două ori. Cum vreți? Mergem direct la proiectul de hotărâre. Da, suntem de acord ca să nu mai... Cunoaște proiectele și puneți la vot și... Având în vedere faptul că domnul Florea Ioan a dat demisia și a intrat domnul Oltean Viorea, trebuie completată comisia numărul 3. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniște Publice, a drepturilor cetățenilor. Sunteți de acord? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor străzilor din Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău, inițiator viceprimarul Comunei Ghimeș-Făget. Avizează Comisia 1, dar aici avem nevoie
ne-am întâlnit consilierii la comisie de 2-3 modificări la străzi și o să fie pentru ședința următoare. Să fie amânat acum? Da. Deci să amână, să amână. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate, da? Numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant de rezervă în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău din partea UAT-ului. Așa, aici e vorba despre o persoană care de rezervă. Au fost probleme că sunt... au fost un singur reprezentant până acum și au fost probleme că erau primării care nu se puteau duce la ședințe de pică și au considerat să mai fie o a doua persoană de rezervă. La noi, din partea noastră, s-a propus să fie Bârsan Victor. Dacă sunteți de acord, abținere împotrivă în unanimitate. Numărul 4. Proiect de hotărâre. Am și uitat că mapa aici, vă spun că nu o conține la mine. Dacă vă uitați, nu conține. Și nu o dau de ele. Cele cu este acolo, că am și eu. Da? Da, dar mapa asta o ai și tu asta. Cu da, dar aceeași mapă. Da, domnule, am înțeles. Am înțeles. Deci avem, avem două proiecte, 4 și 5, care era vorba de niște bani care trebuie... Am vrea să-i alocăm la școli, dar până nu se face rectificare de buget, nu putem să facem. Suntem de acord să le scoatem. Să le scoatem de... Adică să le amânăm pentru cele două puncte. Da. Da. Ședința următoare. Pentru ședința următoare. Deci suntem la domnul. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract decomodat cu Cooperativa Agricolă Carpatica Ghimeș, în vederea amplasării unui abator pe... Unui abator care va deservi întregii comuni. Abator mobil. Da. Deci abator mobil după cel fapt. Deocamdată abatorul e... E vorba de container. Containerul pe urmă, dacă vrei să-l faci mobil, dar asta e partea a doua. Sunt discuții? Nu prevede perioada pentru care aprobă. În contract, aveți modelul de contract la proiectul de hotărâre? Nu. Are cineva? Nu. Nu are nimeni. Pe o perioadă de 15 ani. Deci prezentul contract se încheie pe o perioadă de 15 ani, începând cu data semnării atunci. Aici pot să am și eu... Domnul consilier, da, o luăm la rând, stai să o luăm la rând, să vedem, domnul Oltean, dacă vreți. Luați-o așa. O luăm așa, așa e frumos. Nu, nu luăm așa. Atunci să se scrie la vă, domnul Oltean, vă rog. Aș avea aici o întrebare. Ăsta, punctul unde va fi? Pe Târgăuș, fosta butărie. Ar fi bine să fie pe Târgăuș, fosta butărie, pentru că spațiu permite, avem acolo rețeaua de apă, ar trebui să facă, pe urmă, o fosă septică specială. Da. Da. Am înțeles. Cealaltă întrebare la doamna secretară. Noi acolo am făcut încă o dată un proiect de hotărâre pentru colectarea laptelui. Deranjează treaba asta? Sau să fie un centru acolo și pentru colectare și pentru... Se poate face și pentru colectare. Este suprafață, am adus și hotărârea de guvern cu domeniul public, da? Este suprafață de 2266 de metri pătrați. Și atunci găsește loc și... suficient de mare, da? Pentru acel container de abator și pentru amenajarea unei spațiu de colectare a laptelui. Bine, mulțumesc frumos. Mai are cineva de spus ceva? Puteam să vedem și noi Cooperativa Carpatica un statut, să vedem care este, ce urmărește, ce scopuri are, care este componența. Sunt uitați înapoi, dacă vreți să-l știți, cu cercetare. Există deja. Asociația a fost adicevată deja de 2 ani.
poate să adere la cooperativa asta? Oricine. Oricine. Deci este făcută în baza legii, inițiată în baza legii cooperativelor. De 544 din... sau din 2004. La informații publice. Nu, dar este 544 pentru cooperative. Da, deci ideea în felul următor. Orice cine poate să adere și de acum după înființarea lui și să aibă drepturi legale ca și fondatorii. Deci ideea este care... Oricine... Pentru care pun întrebarea asta, ideea este ca toată lumea din comuna asta să beneficieze, poate, nu doar un adică cerc restrâns de persoane care se va putea să deservească nevoile crescătorilor din localitate, bănuiesc. Da, pe asta e... Că asta ar fi scopul principal. Deci am o vită, vreau să o duc, să o sacrific, eventual să plătesc sau cum o să fie. Da, va fi cu asta și tabirocamdată. Nu o să funcționeze, dar sper că așa. Important este să vită mergem. Important e ca să poată face în așa fel încât arnea care sau avotorizarea să fie... E o treabă bună. Deci am, de exemplu, am o autorizare de procesare produs tradițional. Am eu o bază. Unde să duc animalul să-l procesez. Așa e ideea și mi se pare că și în statul trebuie angajat doctor, trebuie... Pentru că e făcut contract cu... Contract cu medic care dă accentul care... Da, veterinar. Aș vrea să se condiționeze totuși la cooperativă, că orice acțiune face să fie afișată la și în cadrul primăriei. Dacă primăria totuși și Consiliul Local vine și sprijină această acțiune și activitate, deci orice hotărâre a Consiliului de Administrație a Cooperativei Agricole să fie afișată public, să poată să fie, să știe toată lumea de ea, pentru că așa... Să fie adus la cunoștința cetății, comunității. Ca să știe și oamenii, domne, există. În cadrul cooperativei agricole se face o activitate deschisă, Consiliul Local nu degeaba sprijină cooperativă. Dar asta cu titlu gratuit? Da, nu? Da. Da. Bun. Nu o să ne dau să spun. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Deci, doamnă, dacă puteți ce am spus eu, adică o adresă expresă către cooperativă, orice hotărâre care se ia să poată să fie afișată. Aprobarea cotizației anuale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, ADIB. Aici e vorba despre 100 de lei pe an. Și până acum a fost, nu? Da. Pot să supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Și aici au fost tot la fel și până acum. Singura schimbare aici la punctul ăsta până acum a fost 1000 de lei, cotizația anuală și acum e 5000 de lei. Mai 5000. Și mai ales pentru Asociația de Dezvoltare de Salubritate, de care avem probleme în continuu. Probleme cu salubritatea știm bine că e la nivel de țară. Din păcate ne confruntăm și noi cu unele dintre ele. Nu ne confruntăm cu toate, deci avem cazul fericit că avem măcar operator care da, face. Da, e bine că avem operator, dar și... totuși nu am rezolvat în comună, unde era necesitatea la Budaco, pe la Dămaș, unde nu mai intră mașinile. Ăla trebuie să cuvoasă, ajungem la concluzie să intre mașinile. Și dacă nu poate să intre deloc, atunci trebuie să scoate. De la plata, de exemplu, la Budaco trebuie să scoate. Nu avem de ales. Oameni buni mici. Domnul Oltean, am înțeles ideea și știți bine că vreau să o și pun în aplicare, că am discutat-o și împreună. Da. A fost și problemele din ultimul timp care au fost și cu
vremea mare și cu inundații și cu tot, și n-am reușit încă să ajungem să... Bine, de multe familii sunt pe Budaca? Pe familii pe Budaca, nu știu să câte sunt, dar sunt undeva... Până 16 familii, 17 ceva de genul. Știu eu așa. Avem toate utilajele necesare care ne trebuie, puțin ne facem drumul și trebuie discutat cu cetățenii din Budaca și o dată pe săptămână se duce tractorul și aduce aici o să ne facă. Se rezolvă, nu e mare lucru. Eu cred că se poate rezolva. Pe Adumaș poate să urce mașina, acolo trebuie discutat mai clar cu directorul sau cine este de răspunzător direct pentru treaba asta, să urce și acolo. Da. Normal, pe lună e 416 lei, așa că pentru comună, 5.000 de lei pentru... Da? Nu, nu, eu am zis că sunt pentru, eu sunt pentru, dar atunci să avem o deschidere și de, din partea lor, ca să ajungem la o concluzie, ca să nu ne mai certăm, înțelegeți? Înțelegeți, se poate rezolva. Bun, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Unanimitate. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre pentru acordarea dreptului de servitute către Delgaz Green asupra unei suprafețe de 9.075 metri pătrați teren situați în intravilanul comunei Ghimeș-Făget. Aici e vorba de niște lucrări care locuire stâlp. Și la unde mai exact? Și la unde partea de Ghimeș? Suprafață de 9.093. Nu, 9.075 de metri. Este celălalt pătrat teren. Petus, dar nu, bine. Și unde vrea să schimbe stâlpurile? Deci, am înțeles că e vorba și de Tărăuș, e vorba și de Ghimeș, deci mai multe zone. Dar îi schimbă. Deci ei, știm clar că șânturile trecute au cerut, le-am dat acordul și au făcut. Parcă a făcut, nu? Până pe la Pec. A făcut o parte și din zona de jos, Târhăuș și Ghimeș. Și spune eu că o treabă extraordinară. A crescut puterea în kilowatt extraordinar de mult. Da, au luat să reduce consumul. 130-200. A schimbat și consumatul. Și aveam numai 180. Am ajuns la 230. S-a schimbat firul de cablu. Și firul, și fir izolat s-a pus acolo. Da, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține, în unanimitate. Dacă pe 2020 vine. Indicere nu mai se fac. Pentru 93, în zona Rătitiș. Da, aici tot așa. Proiect de hotărâre privind pentru acordarea un titlu gratuit a dreptului de uz către Delgaz Green asupra unei suprafețe de 93,7 metri pătrați, teren aparținând domeniul public al comunei Ghimeș-Făget. Aici e pentru satul Rechitiș, tot la fel pentru locuiri. Supun la vot, cine este pentru? Abținere împotrivă? Ajung. În unanimitate. Mă bucur că am reușit să clarificăm care era problema așa acolo. Mai avem multe probleme. Așa, următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind numirea de administrator provizor în Consiliul de Administrație al RPL OSE Ghimeș-Făget. Aici, cu Consiliul de Administrație, e vorba de... E expirat mandatul și am zis așa, să facem, am stabilit să facă pe o perioadă de 4 luni de zile, prin care să fie stabilit demarată procedura de înlocuire a noilor, adică de înlocuirea consilierilor care sunt acum actual. O să pun la vot cine este pentru, cu condiția ce am specificat în aviz. Adică pentru toată lumea 4 luni. Adică și pentru doamna de la Ministerul Finanțelor Publice, având în vedere că dacă ea începe cu 4 luni mai repede, atunci termină mai repede. Adică mandatul deci să intră în vigoare, intră în vigoare când vor fi noi desemnați noi membri. Că aici ca la articolul 2 scrie că e definitiv, numirea definitivă. Și în cazul ăsta n-ar mai trebui prelungită pentru ea. Că normal ar intra deja în funcție, da? 4 luni pentru toată lumea și pentru... Deci se va stabili atunci... Din perioadă, din și după 4 luni vedem cum... Am înțeles. S-a menționat și un procesul de la comisie. Cine este pentru? Nu, n-am.
Așa, abțineri. Abțineri. 5. 6-7. Și împotrivă? Vă abțineți? Nu, nu, nu. Sunt în neabțineri. De ce-i să abține? 3. 7 suntem, nu? 7. Așa, aici avem următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație la RPR Oseghimeș-Făget. Deci, următoarea procedură care am să... Cine este pentru? Abțineri? Aici, la preselecție, am discutat luni că trebuie o comisie numiți câteva persoane și din Consiliul Local. Eu zic că după ședință putem să stabilim. Dacă vreți acum? Sau dacă vreți acum? Nu, eu am ridicat problema asta că când? Suntem de acord să o discutăm la diverse ședințe? După ședință? Da, la diverse, da. Sau după ședință, ca să stabilim comisia. Următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2018 al RPL a regiei publice locale Oseghimeș-Făget. Da, haideți să luăm privire dacă are cineva de spus ceva la punctul ăsta. De vreo 4 luni tot spunem, acum trebuie să mai și lăsăm. Da? De 4 luni, cred că 4 sau 3 luni, eu pot fi în fața Consiliului. Cred că am discutat, dar vezi doar dacă mai are cineva. Bun, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 4 abțineri. 4 abțineri. Aici ar trebui să ne aducă doamna secretar la cunoștință un pic. Ce anume? Cu, nu știu, cu bugetul de la Ocol, dacă... Citiți și supuneți la vot. Am supus la vot. Nu bugetul, ați citit execuția. Execuția bugetară. Treceți la următoare. Trecem la următoare. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului privind veniturile și cheltuielile regiei publice locale Oseghimeș-Făget. Aici la... 2019 bugetul. Pe 2019, pe anul 2019. Domnul consilier, dacă cineva... Are ceva de spus? Pe 2018 sau pe 2019? Pe 2019.
Bugetul nu a trecut, doamna secretar. Spuneți ce o să facem un pic cu problema asta, e o problemă. Ar trebui să revenim un pic asupra lui, să vedem că nu mai pot să revin. Nu astăzi. De când ați spus la vor, ci s-a putut să se mai facă revenim. Nu astăzi, am zis. Okay. Trebuie să vedem că e o problemă deja, deci s-a respins a 4 ore. Trecem la următorul punct. Probabil vor da explicații cei care nu au fost prezenți la ședință, întrucât după modificarea legilor, că s-a acum a apărut codul administrativ, eu trebuie să trimit cvorumul ședințelor la instituția prefectului și explicațiile se vor da la prefectul. Cine lipsește pentru persoanele respective? Cine lipsește și face celelalte motivații. La prefectul. Da. Și apoi la pandemie. Așa prevede nou cod administrativ? Da. Bun. Adică nu se mai acceptă învoirile orale, doar pe bază de adeverință, motivat, deplasare în altă localitate în interes de serviciu trimis de către Consiliul Local. Bun, avem așa, următorul proiect. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință, fără TVA, a masei lemnoase pe picior și fasonate pentru anul 2020. Aveți ceva întrebări aici, referitor la punctul ăsta? Aprobarea listei partidelor rămasele noastre care va fi recoltată în anul 2020 de către Legea Publică Locală, Oseghimea și Făget. Aveți discuție aici? De comisia a fost discuție. Deci în comisia a fost... Nu mai revenim. Am înțeles. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă, trei abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partidilor, destinației și modului de valorificare a masele noastre, care va fi recoltată în 2019 de către Regia Publică Locală, Oseghimea și Făget. Aveți în spate materialele? Deci vorba de ce era UBE, unde partidele care am discutat la ședința, unde partidele din 2018 care am discutat. La care a rămas, produse principale și din cauza produselor accidentale cu s-a exploatat și acum s-a pus pe lista partidilor din 2020. Din 2019. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Am putea să vedem care e scris în ce. Așa mai am un punct. Proiect de hotărâre privind acordarea unui volum de 30 de metri cu lemn necesar la refacerea marurilor pe raza localității Ghimeș și Făget. Și aici punem cererea domnului viceprimar. Eu aici am depus o cerere. Am pus o cantitate
care ar fi cât de cât suficientă pentru probleme care au fost în ultimul timp. Dacă ce cantitate? E vorba de 30 de metri. Urmează să fie. Da. Pus la locul lor. Am înțeles. Da. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Din partea voastră, de dacă nu vrei. Voi nu mă verificați cu domnul președinte, dacă e vorba să dăm 5 minute de pauză, să vedem de proiectul ăsta care s-a produs. Am înțeles. 5 minute de pauză și... Eu zic că avem diversele, hai să discutăm la diverse. Mai bine 5 minute, după asta avem proiectul, trece proiectul, atunci... Prelepede, am înțeles. Am înțeles. Terminăm prelepede. 5 minute pauză și revenim. Hai să revenim. Sunteți de acord? Deci proiect de hotărâre privind prelungirea Bugului. Cine este pentru? Da, deci eu am o întrebare. Spuneți-o. Dacă avem un reprezentant abilitat care să facă verificări în cadrul Consiliului Local. Deci avem inginer de urbanist. Nu. Nu avem. Și noi nu avem un inginer de urbanist de ani de zile. De câțiva. Cine emite autorizațiile de construire, planurile de urbanist? Consiliul Județean. Noi avem o problemă. Noi de ce nu avem? Noi avem o problemă. Nu s-au făcut cursuri de specializare. Deci am făcut cerere. Deci la Bacău, în ultimii ani, s-au făcut specializare pentru urbanism. Ce se întâmplă? Am înțeles că a fost o problemă de acreditare a facultății. Da. Și n-a putut să dea drumul la cursuri. Dar ne-am promis că în viitor apropiat și vor dea drumul. Deci ăsta este singurul motiv? Singurul motiv. Deci un inginer constructor sau un inginer care... Deci obligatorie să o persoană angajată... Are cunoștințe în domeniul construcțiilor, ăla nu poate să fie. Păi nu, trebuie să aibă cursul ăsta de urbanism. Legea scrie clar. Trebuie să fie topograf. Fie foarte clar că... Da, dar urbanism, vorba de persoana care se ocupă de urbanism și angajat. Dar aici, atunci, dacă tot discutăm de treaba asta, atunci aș avea o întrebare. Dar ne permite pentru a angaja un om pe urbanism? Ne permite legea sau avem postul pentru avem așa post. Ceva aici în cadrul primăriei? Avem compartiment de urbanism, da? Dar nu avem om cu studii de specialitate. Păi da, dacă scoateți la concurs, atunci se poate angaja și dacă sunt oameni care vrea să vină aici să lucreze, sau un om, sau două, sau... Totul trebuie pus pe site, cred că site-ul deja gata, doamna secretară. Întrebare, pentru că știu că este vid de reprezentare în Consiliul Local în, în compartimentul urbanist. Domnul Lasca, de când a plecat domnul Lasca, nu avem aici pe urbanist pe nimeni. Da, el ar fi fost foarte bun, că el se pricepea. Era un om priceput. Da. Dar având în vedere că a găsit un loc mai aproape de domiciliul lui, făcea naveta. Deci asta de președinte. Eventual să se dea o facilitate lor persoană. Bă, dar trebuie anunțat și dacă nu găsim aici în comună, atunci să vină din altă parte. Dar dacă găsim de aici din comună... La o persoană care vine din altă parte să se acorde o facilitate care să beneficieze de o cazare sau de ceva de genul ăsta. Să ajungem la orice consiliu. Bun, domnul consilier, hai să supunem la vot. Cine este pentru... prelungirea. Împotrivă, abțineri, unanimitate. Bun, avem diverse. Începem de la aici, la punctul 1. Domnul Ortean, spune-te, rog. Deci despre străzi nu mai discutăm nimic? O să dacă doriți. Dacă la doriți. Diverse? Da. La diverse. Deci cum stăm cu denumirea străzilor pe rata
comunei noastre. Eu am participat împreună cu mai mulți domn consilier. Trebuia să participe toți consilierii, domnule Tean. Foarte corect, mi se pare. Trebuia să vină, într-adevăr, toți consilierii. Cine a fost găsit? Eu am fost apelat. Am venit, eu nici nu eram consilier. Am venit doar pentru a susține. Deci nu aveam, practic, calitatea de consilier. Poate să vină, de fapt, oricine. Nu numai doar consilierii. Domne, ai cunoștință despre o stradă, că a fost așa, sau va conveni așa, să fie denumită în... S-a discutat la ședință de comisii, în 90% a fost toată lumea de acord. Străzile care au avut nume înainte cu 50 de ani s-au vedut, rămân. Aia care n-au niciun se poate pune orice stradă. Așa am convenit noi. Și... Rămâne. Ar trebui să ținem cont un pic și de străzile care nu sunt înregistrate în monitorul oficial din... Chiar ăsta am discutat și a avut un nume acum 50 de ani, a rămâne acolo, care n-a avut niciun nume. Deci care refer la străzile care sunt declarate în domeniul public al comunii. Normal. Și sunt în monitor oficial. Dacă sunt străzi, și alea merită, și străzile acelea, după părerea mea, merită o denumire, adică o denumire de stradă. Domnul a fost, am luat stradă cu stradă, am analizat, am lăsat 90-95% așa cum a fost, e vorba de 3-4 străzi, care am depus pe numele vechi care au. Domnul consilier, haideți să vă fac o invitație. Înainte, deci revenim asupra subiectului, fac o cerere pentru toți consilierii, o invitație pentru discuția asta și să o discutăm, să o rediscutăm, să li se aducă la cunoștință tot existentul și tot ceea ce va fi plus sau minus. Domnul președinte, cred că deja s-a discutat, dar să știți, nu, înainte de ședință, trebuie să discutăm multe, trebuie să discutăm traducerile care vor fi. Bun. Deci multe avem discutat. Dacă sunteți de acord ca să vă bineînțeles, fixați o zi apoi când e o zi așa. De exemplu, care a fost mai înainte, când au zis că e strada fumului. A fumat. Deci, fiște șut, vine o traducere mutamu în limba maghiară, strada a fumat. Din ce cauză? Au fost înainte, fiind zona gării, tot fumul de la locomotivele cu aburi se urca în sus și era strada normal, toate casele de acolo erau afumate. Eu consider că e un subiect important. Mai au și alții, domnul consilier. Mai au și alții. Cred că aici care sunt, toată lumea știe. Deci aici deja vreau să vă spun. Când este filmată o ședință de consiliu, au ocazie mai mulți oameni din comună să afle mai multe chestii. Corect. Da. Și de-aia e bine ca să repetăm. Bun, domnul Teanu, mai aveți altceva? Altceva, domnilor, acolo la intrarea în comună. E vorba de spațiile care sunt închiriate de consiliul local pentru diferite activități. Problema asta ați ridicat-o și luna trecută. Păi da, dar văd că nu s-a făcut nimic doamnă. Deci nu avem lumină, iluminat public în zonă. Astăzi este plecată doamna portabilă cu domnul primar. Acea suprafață merită... Să nu vorbiți peste mine, să mă lăsați să vă lămuresc. Ca să semneze contractul cu iluminatul public. Și... Acolo jos avem o problemă. Se va demara procedura. Deci iluminatul nostru public nu e până acolo. E acolo, aparține iluminatul public la Palanca. Am făcut niște demersuri, dar mă repet, au apărut alte probleme mai importante care au trebuit rezolvate pe comun. Important e totul, dar cu ce a fost, cu calamitățile și cu să le rezolvăm și problemele. Trebuie să facem achiziție de materiale pentru să prelungim din rețeaua noastră, consum din ceasul nostru, să prelungim iluminatul public. Da, s-a luat în discuție și îl facem. Ni s-a atras atenție de că șeful de post din comuna noastră să asigurăm o pază a acelui spațiu. Ar trebui totuși pus și poartă, deci să fie închis, să nu aibă acces. Și dacă este un pic de pază acolo, să iei obiectivul și celălalt turistic. Dar care e acolo și parcare publică.
Nu, păi nu. Dar li s-a spus pază pentru privat. Nu, indiferent că putem hotărâi dacă face parcare publică pe timp de noapte. Doamnă secretar, este pază pentru magazinul privat, dar magazinul privat este închiriat de privat de la Consiliul Local. Și spațiu. Magazin este închiriat de la Consiliul Local. În decursul iernii, spațiile respective au fost sparte, deci efectiv au fost vandalizate. E o zonă care totuși ar trebui să fie. A fost o părere Alarmare cu sistem de alarmare. Sigur că nu v-a obligat legea? Pe mine mă obligă legea să mă asigur, să am raport de risc făcut, să am contract de prestări servicii fiecare an. Cine cu o firmă privată care îmi asigură ăsta, aparatul de supraveghere și de alarmă și cam atâta. Și dacă nu fac, eu personal, dacă nu fac, atunci sunt bun de plătit la o amendă de 10.000 de lei. Da. Asta e legea. Da. Eu ca privat. Dar noi suntem beneficiarii închirierii unui spațiu de la Consiliul Local. Nu putem să venim pe spațiul ăla să facem investiții. Este și parcare. Da, domnul consilier, dar fiți atent aici, dumneavoastră, puteți să închiriați de oriunde vreți spațiul respectiv, dar dumneavoastră sunteți obligați să vă asigurați paza, nu primăria. Dacă înțelegeți? Da. Că eu pot să vin aici și închiriez spațiul, de exemplu, fostul BRD. Primăria nu este obligat să-mi facă pentru mine camere de luat vedere cu alarmă, cu sistem de... Eu sunt obligat, că am venit, am făcut un contract de închiriere și sunt obligat să asigur paza. Din moment ce există activități economice acolo, Consiliul Local ar fi bine dacă ar lua în considerare să vină cu un sprijin pentru asta. Asta e altceva, și nu prevede legea. Și, dar eu n-am spus că prevede legea. Eu, din punct de vedere a... Vă înțeleg. Din punct de vedere a activităților care se desfășoară pe raza pânării, cu problema... Poate ajuta cu treaba asta Consiliul Local. Și apa. Deci apa care ar trebui să fie curentă e cel mai de bază lucru. Da. Și ăla e obligația proprietarului, dacă dă ceva imobil în funcțiune sau dă ceva în chiriere, este obligat să aibă iluminat, canalizare, apă. Asta e obligația primăriei, cum ar veni, a Consiliului Local. O să pe treaba asta aveți foarte mare. Asta este prevede legea, nu? Asta prevede. În contract, da, dacă prevede legea. Dacă primăria i-a pus la dispoziție doar spațiul, a fost un început. Depinde acum cum este prevăzut în contract. Cum este asigurat în contract, cum prevede contract. Acum e la 30 de metri deja. Domnul consilier, ascultați-mă. Deci a fost un început. Și ideea e că trebuie continuată și dezvoltată zona. Prin dezvoltare asta, bineînțeles, e vorba și despre investiții, avem nevoie și de bani pentru asta și trebuie să... Secretar, ați spus că trebuie bani. Într-adevăr, trebuie bani. Dar eu am mai spus o soluție la îndemână. Trebuie făcut un sistem de taxare pentru toți turiștii care vin să vadă obiectivul de acolo. De ani de zile. Și în mandatele anterioare am spus, trebuie un sistem de taxare. Orice turist care vine acolo este dispus să dea decât să găsească mizeria din WC-ul. Da, aveți este de dispus să dea oricât, pentru că merge la Prai. Este un obiectiv turistic la Prai. La Turda, la Salina Turda. Oriunde te duci, niște bani. Da, înțelegeți? Și din banii respectiv, dacă îmi dați voie să termin ideea, din banii respectiv se poate investi în a construi și în a aduce apă, în a face WC-uri funcționale și niște condiții mai omenești. Domnule consilier, haideți, v-am spus, a fost o perioadă de început, haideți să continuăm. Deci sunt lucruri care le vom pune la punct, uite, tot în discuții și... Da, sunt. Deci ce a spus, ce a spus domnul consilier are foarte mare dreptate. La o singură punct nu are dreptate, adică nu pot să fiu de acord cu el. Noi nu putem să cerem bani înainte de a investi. Da.
Că noi, acum, dacă cerem pe ceva bani, nici atâția turiști nu o să vină, că îl alungăm de aici. Domnule. Prima dată să faci, stați așa să vorbesc, după aia puteți să faceți repede. Prima dată să facem investiția aia care o avem în decurs și încercăm să facem cu cetatea Racoții, să investim să facem un WC public cu niște camere de făcut băi acolo. Și atunci să taxăm oamenii cu un leu, doi lei, cât este intrarea, să taxăm și la cetatea Racoții cu un euro sau cât o să fie sau doi lei sau cât o să stabilim atunci. Și atunci putem să cerem un ban de la absolut oricine. Dar până ce noi nu avem făcute investițiile minime, atunci nu putem să cerem bani. Nu, deci nu așa. Domnul consilier, acolo este un obiectiv care vine și îl vede toată lumea exact în starea în care este. E vorba despre, așa zisă, cetate Racoții și e vorba despre ruinele carantinei din Ghimeș Făget. Acolo este un obiectiv așa cum este. Obiectivul respectiv în timp se poate dezvolta. Dar până nu se percepe niște bani de consiliu local din respectivul loc să încaseze bani ca să dezvolte, de unde scoate consiliul bani? Se poate discuta pentru unele servicii. Deci trebuie înțeleasă și treaba. Și oricine este mie, eu am vorbit. Anis, că o putem duce la nesfârșit și e o discuție care chiar putem să o discutăm, nu e o problemă. Discutăm și o și rezolvăm. Dar mi se pare probleme mărunte astea. În 2008 am făcut totul în câteva luni de zile. Nu s-a putut construi complet. Deja sunt 11 ani. În 11 ani de zile. Am făcut și fără să avem pădure și fără toate. Am făcut în câteva luni. Deci, am înțeles, domnule. Și am cărat de acolo cu basculante, mii de tone de mizerie și nu vreau să spun ce am cărat de acolo. Am înțeles. E puțin rușinos. Domnul Ordean, rezum. Pe zona niște lucrări. Diguirea cu folosată în jumătate. Ce se întâmplă? Știm foarte bine că problemele nu le-am avut numai acolo. Am încercat să facem o parte mai mare. Excavatorul mare a fost doar... Adică a putut să fie numai câteva zile. Am decolmatat. O bună parte de pe pârâu. Dar mai există acolo podere de făcut, mai există oarbe de... Revenim. Am avut probleme. Uite, am lucrat la podul de la Haltă, care l-am făcut și acolo. Am avut probleme cu digul de la Ghimeș. Deci pot să zic că la toate sunt numai jumătate, dar continuăm. Deci lucrările continuă. Excavatorul la mare mai bine? Excavatorul la mare este necesar începând de pe râu, de pe Trotuș, și pe alte râuri, și inclusiv și acolo. Vreo 2-3 zile s-ar putea să alea. Deci noi facem tot posibilul ca să... Ok, domnul Adean. Am câteva probleme de ridicat, de întrebat și să primim și niște răspunsuri. În ceea ce privește ajutoarele care am votat anul în buget pentru parohii, și la parohia catolică și la parohia ortodoxă. Nu știu dacă au fost finalizate, adică au fost trimise ajutoarele, așa sunt eu științat, nicio parohie, nici de la ortodox nu a primit, nici de la catolic. Am întrebat în ce stare suntem, când o să primească bani. Că, de exemplu, am vorbit cu vecinul de la preotul domnul Sebi, zice că este în construcții și ar avea nevoie de bani ca să finalizeze construcția aia de lângă cimitir. Un răspuns, dacă puteți să... Da, pe doamna contabil Noa, am discutat un pic cu doamna contabil, înțeles că prins în... E în buget? Este prins, dar încă momentan banii nu s-au virat. Cred că trebuie facem rectificarea bugetului, până atunci nu avem bani pentru așa ceva sau... Problema care a fost? Noi am lucrat cu proiectele astea. De exemplu, am achiziționat burdul, am făcut plata, așteptăm acum să revină banii de la fir. Deci, bănuiesc, pentru că nu pot să vorbim. Bănuiesc că dacă începe a reveni bani, putem să facem plăți. Vă mulțumesc frumos. Dacă tot am acceptat acum și am votat lista partizilor pentru lemne de foc la școli, am înțeles că s-au livrat și până acum, dar... S-a început, dar s-a oprit că, așa am înțeles, că domnul șef de oculaș a zis că consilierii n-au votat niște partizi și n-are de unde să dea lemne. De acum încolo cred că o să aibă din ce să dea
Și să nu mai zică, de exemplu, la doamna directoare sau la domnul director sau care mai a venit aici cu niște cereri, că mergeți în spate, mergeți în față, că consilierii, că consilierii nu știu ce au făcut, că consilierii n-au votat. Și până acum, dacă era vorba despre școli și parohii, niciun consilier, cu știința mea, nu văd niciun consilier care era împotriva acestui treabă. Înțelegeți? Și atunci, ca să nu fie probleme, sunt curios, pe 15 septembrie începe școala. Sunt curios dacă până atunci o să livreze cantitățile respective și cantitățile cerute. Am ridicat acum problemă. Îmi permit problema. Să vă spun că anul ăsta deja, deci au început livrările către școli mai din timp. Am înțeles. Eu sper să poată avea o continuitate. Da, da. Pe de altă parte, sper să nu ne izbim cumva de problema cu bugetul a opolului. Pe termen... Păi eu v-am înțeles, dar atunci să nu aruncăm unii pe alții vina, înțelegeți că... Știu discuția clar și la obiect. Era aruncată, mergeți la consilier și vă dăbiți cu consilier. Domnul, nu așa e. Domnul șef de ocol spală mâna cu consilier. Da. Asta este lucrul. Corect, corect zis. Asta bine. Fără nicio discuție. Am să încerc să-l la cunoștință. Bine, mulțumesc frumos. Mai am încă. Cu omul de la urbanism. Eu propun să fie scos postul, dacă totuși avem, să fie scos la ocuparea funcției, dacă găsim om, poate găsim om și ar, fi, da, ar, da, ar merge lucrurile mai ușor în primărie decât... Nu știu, este angajat cineva pe el? Este Victor. A, mă scuzați, dar nu am știut treaba asta. Că a zis că... Păi nu, am zis că e un singur post din Virtu, numai că nu are... Pregătirea. Mă scuzați! Nu pregătirea, nu are cursul care poate să elibereze. Mă scuzați că n-am știut până acum. Foarte bine că m-ați adus la cunoștință. Atunci anul ăsta, dacă termine cursul, de la anul poate să semneze pentru autorizație. Permiți-vă că e omul care se ocupă și acum de o parte de... Foarte bine, dar n-avem nimic cu el. Problema e că nu are dreptul de semnătură. Asta nu, aia nu are problema noastră. Asta e problema, bine. Că nu are dreptul de semnătură. Ea noastră, da. Cealaltă problemă, totuși, am văzut că ați lucrat acolo, dar problema principală și acolo este, dar problema principală acum ce... prevede toată comuna Ghimeșului, adică de la Aldămaș în jos, dacă acolo lângă podul de la Aldămaș nu consolidăm, o să iasă și nu acolo jos o să iasă unde erau probleme. Se punea din grădini de sus. Da. Și atunci tot Ghimeșul, toți, adică și noi, inclusiv toată lumea de la barieră în jos o să fie plină de apă. Acolo, urgent trebuie, nu știu câte basculante de piatră mare, nu știu, dar mult trebuie, dar trebuie făcut ceva. Că acolo, dacă rupe, acum a rezistat, că a trecut foarte repede, în 3-4 ore a trecut apa mare. Dar acolo, dacă iese de lângă ăsta, lângă podul Adămașului, atunci vine pe la Viorel acolo, în jos, la noi, peste tot. O să fie de la... barieră. De la barieră, apă... Domnul Oltean, dacă permite. Dacă rupe la cicli. Da, la cicli. Da, acolo zic. Dacă acolo nu intervenim, o să ia apa toată cu una dacă rupe la cicli, da. Acolo chiar pe domnul Oltean, vedeți. Asta e... Uitați acolo aici, e urgență. Știți că avem o problemă cu toate investițiile făcute pe malul Trotușului. Știu. Vorbim despre cantități de piatră. Da. Când vorbim despre cantități de piatră, să știți că noi acum ce s-a putut găsi piatră, e zona cam, le-am cam strâns. Mai avem ceva, dar să știți că nu cantități mari. Ca să facem o achiziție și să poți demonstra că achiziția respectivă deservește, adică nu faci favorul către alții, deja e complicat. E complicat pentru că e vorba de sume de bani, destul de mari, dacă încep să... Pentru că dacă încep să aduci, nu poți să aduci o mașină, dar nu ai făcut nimic. Nu. Eu am văzut și când duci 10 mașini. Și nu se vede. Și nu se vede și... Atunci ar să căutăm o soluție. Care e soluția? Ca să găsim o soluție. Una dintre soluții ar fi că Apele Române avem o premisiune că vor reveni și ei cu un utilaj. Să băgăm și noi un utilaj pentru decolmatare, ceea ce ne permite Apele Române să facem. În cadrul lucrărilor de decolmatare, poate mai găsim și ceva bolovan prin Trotuș și să-i așezăm ca atare.
Asta o putem face. Deci de să 4 ani ne-a promis, domnul Lucian. 4 ani ne-a promis că face trotușul. De apele rumne. Deci nici nu vreau să, deci nu mai vreau să aduc, pentru că n-am... Deci problema e că când ploile sunt mari, afectează 30-40 de familii. Am zis și eu să știți că partea de jos, deci am început să cred încet, încet, că ce am pus acolo a început să devină un pic mai sigur. Ultima apă pe care a fost pe trotuș, să știți că a fost mai mare decât în ultimii ani și totuși... Era mai mare, dar am avut noroc că a ținut numai 3 ore, adică în 3 ceasuri, la ora 11 și 12, între 11 și 12 am intrat acolo și atunci deja a început să scoadă. Când a fost prăpădul de la Răchitiș. Da, dacă ținea și aici și era, atunci am determinat acolo că... Deci vreau să vă spun. Nu a Răchitiș oameni. Acum, bucata aia, bucata aia când a fost aici și... Bucata aia care a fost deci afectată, să știți... Și aici a fost mare, da? Nu mai de minute, așa o plouă, dacă mai deci am făcut-o. De jos. Deci o să continuăm lucrările și... Mai am încă un punct și am și terminat. Cu dosarele de preselecție a mandatelor la OCOR, adică la Consiliul de Administrație. Ar trebui să faceți o comisie și ar trebui să faceți în față, vorba de consiliu. Da, facem și să aducem în față la toți consilierii dosarele respective. Adică să nu fie că păi, unii a știut, alții n-a știut. Pentru comisie, nu? Da, să fie pentru comisie. Adică să fie toți consilierii să dea câte o părere. Sau comisia respectivă care va fi să aducă la să facă o întâlnire cu toți consilierii și să se aducă la cunoștință. Da, corect. Da, să stabiliți comisia. Condiția e prevăzută. Să stabilim comisia, să stabilim comisia. Eu am terminat cu diversele. Mulțumesc frumos. Doamna. Am două probleme de ridicat. Vreo 21 de familii plătitori de taxe și impozite. O venit la mine butoți către ei care mi-a dus o cerere că au fost depus trei cereri la Consiliul Local pentru prefacerea șanțurilor, că e când e apa mare la Orodic, deja v-am zis, intră apa în curtea lor, intră în fântână, vă citesc aici, zice că către Consiliul Local Ghimeș o aducem la cunoștință din cauza necurățirii șanților, apa care curge din dealurile se scurge din strada Filaturii, realizând următoarele daune. Strada devine necirculabilă, se scurge în curții locatarilor, intră în fântâni, apa devenind nepotabilă. Drept pentru care vă rog să luați măsuri pentru adâncirea și curățirea șanțurilor și diluirea cursului apei. Cu stimă, zice Șincă Ișpan, Șincă Silvester, Canea Gherd, Gârbea, Ciobau Șincă, Mihai Gârbea, Elamir, Proligă, Emonăt, Iosif, Noi Valentin, Bilibuc, Imre, Rusu Andrei, Rusu Maria, Birag Mihai, Anton Paul, Tata Arion, Canea Ion, Noi Atilo, Noi George Bârsan, Cotălin și Bilibuc Atilo. A depus acum 3-4 ani și încă mai a depus, nu a primit niciun răspuns. Vă rog măcar pe baza legii 544 să-i dați un răspuns scris. Ce se poate face, nu mai puțin, ce se poate face, se poate face ca oamenii să fie lămuriți. Se poate face. Mi-a dus una, se vede foarte rău. Nu mai lăsați și nouă copie. Numai de asta, pentru că vom ajunge să primească un răspuns oameni. Utilaje slava Domnului avem și lucrarea care mi-o zis ei mie n-ar costa 2-3 zile s-ar putea face. Că avem utilaje. Aici e vorba de 21 de familii care plătesc impozite și taxe. Hai să rezolvăm la oamenii ăștia. Dacă îmi permiteți, vă rog. Da. Eu cunosc ulița. Dacă o să, deci o să ajung la fața locului, o să le dau și răspuns în scris. Dacă o să îmi permite ei ca să pot face șanț în zonele respective, să știți că nici nu se pot probleme. Chiar așa trebuie. Chemat din ei 3-4 deci nu 3-4. Eu vreau să am în dreptul la fiecare. Dacă o să fiu cunosc ulița, am fost deja o dată acolo cu probleme. Dacă o să-mi permită lățimea uliței să fac șanț, nici nu se pune problema. Și vă rog să-i dați un răspuns. Am înțeles. Da, o altă problemă. În jurul căminului curului, da? 2,5 metri de buruie. Vă rog să puneți cineva acolo să găsească.
În junglă, ca în junglă așa e. E rușine de la. Tot modernizăm, băgăm bani în cămin culturat și nu suntem în stare să curățim. Haideți să vedeți ce e acolo. Am înțeles. Crocodile sunt acolo. Îi prinde și pe aia. Dar neapărat. Vă mulțumesc că atâta. Mulțumim de acelea. Totuși, în legătură cu trotușul, mă gândesc, cine ar putea să facă un proiect european pentru canalizarea trotușului? Deci, începând de la zi. Deci e un subiect care l-am mai discutat. Deci, de zile zile de deci pe noi nu ne lasă nici să ne atingem. Noi nu știu că nu. Ei au un proiect. Da? Deci au un proiect. Știm bine. Adică am văzut până acum. Dar cum de nu ajunge în 20 de ani, nu a ajuns acolo? Gândiți-vă că, deci am mai avut întâlniri, de puțin lucrările care au fost pe Valea Ocășului. Știți că la fel de șubre, de sub, adică lucrările de colmatare care le-au făcut în alte zone ca și aici, sunt la fel de șubre. Dar mă gândesc că în județul Harghita am văzut pe Mădăraș s-a rezolvat, pe Sfânt Dominic s-a rezolvat, nu știu la noi de ce nu se poate. Totuși este un râu extraordinar, da, da, ca și periculos. Și la Borotscloș, și la Vrețcuș. Pe tot afluentul râului Totuși face pase. Era prins de ala asta într-un program. Afluenții râului. Totuși și afluenții lui era făcut un program, nu știu, numai de undeva 2000 meșurecheși. Da, 2001 sau 2000, nu știu, nu mai știu, nu vreau să zic prostii. Program european. Gimeș, așa era proiectul. Da, Gimeș-Urechești. Nu sunt bază. România ar trebui să facă. Nu sunt bază, nu am înțeles niciodată care treaba și pe ce criterii s-a făcut. Acum vreo 6 ani, domnul senator Iancu a fost la mine, a zis și mi-a promis, zice, e făcut deja proiectul, toată Valea Trotușului băgăm în. Și știm bine proiect unde... Proiect, eu zic că deja ai făcut... Cred că promis prea mult, că de-aia nu mai prins la energie. Și cam atât au fost. Cu poduri, cu drumuri, când ai făcut proiectul, începem de la Valea Timișului. Domnul consilier. Dar când era și la Mare, atunci a fost și de la PNR, domnul Pală, și-a promis că era până aici cu cizme, noroi și domnule, facem și nu știu ce. Trebuie. A trecut și a trecut cât timp? Iar n-a făcut nimic. Trebuie vorbi cu UDMR-ul, domnule. Că pune o condiție și dacă... Păi da, dar acolo se vede unde era UDMR-ul. E la Borboi, trebuie adus Borboi. Da, acolo face și drumul și construcții. Da, chiar a făcut. Chiar a făcut. Asta e adevărul. Asta e adevărul. Se vede cu UDMR-ul. Toate canalizările sunt făcute. A pus condiții pentru... Haideți să vedem așa. De exemplu, noi am așa făcut... noi am reușit să scăpăm, dacă îmi permite. Am reușit să scăpăm să nu mai avem niciun drum județean. Ei au un schimb. Noi am scăpat repede și le-am luat, preluat noi, ca să intre numai în responsabilitatea noastră. Păi ei, spre fericire... Care prostie, asta s-a făcut prin... Nu știu, Bun, dar v-am adus la cunoștință că de ce avem numai greutatea pe spate. 92, 93, mi se pare. Nu mai țin. Atunci s-a preluat asta. Nu trebuia să... Dar drumurile? Acolo nu știi ăsta... Vă rog... Mitică. Gheza. Ascultați-mă un pic, vă rog mult, am vizat dat... Spune domnul... Gheza. Lui s-a dat... El a dat semnătură cu depreia. Înlocuite că... Deci avem probleme cu... Vecinul de uliță, pe unde ești. O să aducem la cunoștință și la locul face, zice că nu-i mai înțelegem. Și la rechitiștă, domnul. La rechitiștă o trecut, da. Spuneți-vă rog frumos. Stadiul proiectului cu apă de Valodonici. Ce se întâmplă? De imediat avem 6-7 metri. Vezi și tu trecăți. Drum imediat nu mai avem ce. Deci nu avem ce face. Deci noi lucrăm la proiect. Trebuie să ajungem ca să putem pune, să-l punem în aplicare, că din 2019 nu putem să intervenim. Deci dacă intervii acolo cu o lucrare un pic, dacă te-ai atins de mal, să duci tot drumul. Și nu poți, nu o să avem putere financiară să te aducem înapoi. A fost făcut și că a fost comisia de la ISU, care a fost convocată cu apele. Le-am adus la cunoștință și că problema asta, că vor rămâne o parte din satul Bolovănii și Rechitiș va rămâne izolată dacă să surpă drumul. Drumul Petriș, totul ne consolidau. Deci e un proiect depus și pe Bolovănii și cu toate ulițele, care avem aspiranțe ca să...
și reușească. Da. Domnul consilier, acestea fiind spuse, declar ședința închisă. Vă mulțumesc mult.